Justiție, mai ales președinte de loc, dispoziția 109 de 24-23. Potrivit informațiilor pe care vă spun, vă rog liniște. Potrivit informațiilor pe care vă spun, sunt prezenți 29 de aici în urmă, ceea ce înseamnă că ședința este delegată. Rog să vă urmăm la felul de statul de funcționare. Aici, da. Eu sunt la
aș vrea să aud această întrebare, acest proiect de lege. S-a discutat în comisie sau nu? Dacă s-a discutat în comisie, să știți ce să ajungem în mână în poziția comisiei. Pozitiv. Am zis pozitiv. Bine, stimați colegi. Atunci să procedem la vot cu punctele suplimentare 8, 9, 10 și 11. Iar începând cu
1 septembrie 2012, educație inclusivă se implementează în toate instituțiile de învățământ de Republica Moldova. Într-un fel, noi am fost și suntem pionieri în această chestiune. Vreau să mă refer la dimensiunea sistemului, un an de studii 2012 și 2013, aici a fost implementat. Avem 33 de instituții populare cu contingent de 4.170. Cu un contingent de 4.170 de elevi, două instituții de mare cu contingent de 154 de elevi și învățământul secundar general, sale de gimnazii, licee, 33 de instituții cu contingent de 10.907. Total, 68 de instituții cu contingent de 15.324. Învățământul este constituie într-o instituție școală specială de Elovin. Și în această direcție, vreau să vă spun că școala specială internată Elovin, prin hotărâri de guvern, a fost trecută la balanța Ministerului Educației, la balanța Consiliului Regional al Elovin și a fost propusă în lista instituțiilor primilor 10 instituții de învățământ rezidențial din Republica Moldova, care să fie reorganizată. Acest an de studiu 2012 și 2013 este ultimul an de activitate acestor lucruri. Mai departe, o să vedeți cum au evoluat lucrurile pe parcursul ultimilor 2-3 ani în această instituție de învățământ, ce avem la moment și ce ne așteaptă la 1 iunie 2013. Politicile și reformele educaționale care au stat la baza implementării educației inclusive. Strategia școlară națională de reforma sistemului, rezidența de grijă continuă pentru a lucra cu 2017 și adoptat prin aprobat programul de dezvoltare de educație inclusive, care a fost în anul 2018 și 2020, o de vedere de 1523. Reformele în educație, reformarea educației în instituții de învățare, școala internat și dezvoltarea educației inclusive. Domnul Busuio, cu ce detalii? Cu adevărat, noi am... Da. Noi, spația de la Pintit, am studiat cu mașini. Eu am un cald de mai, ca să nu mă ce ne dăm la sală. Am putut să vedem câte școli la noi în regiune. Să vă spune ce 10-11 școli nu se implementa procesul cauză. În celelalte școli, este necesar, nu necesar de implementat. Și școli care se implementat, ce efect au făcut? Că avem situația cu... Ce vreau să mai am dat, nu pot să fie o mâncă în școală, în internat. Acum ești plecat în teritoriu. Care e efectul și dacă este necesar lucrul ăsta, merge și implementat. Dacă eu înțeleg că suntem niște spionie, implementăm, dar este efect. Votăm mai departe, nu votăm sau mergem în școală asta, pentru că sunt părere în părțile, am stat în părere, cum să știm ce facem mai departe. Prin decizia Consiliului Regional de Elovin, din 2010 și prin voții numeriții de învățământ din 2011, după un raport cu Asociația Lumos Moldova, care sunt partenerii noștri în realizarea acestui eveniment, pot să spun, am desemnat 7 instituții de învățământ de Regional de Elovin ca instituții pilot care vor merge în frunte. Republica ne-a desemnat noi ca raion și București, noi în raionul Elovin ne-a desemnat 7 instituții de învățământ. Asta a fost liceul teoretic în Bucoi, liceul teoretic Costești, liceul teoretic Vorbele Vandă de Zen, liceul teoretic pentru școlul în orașul Elovin, gimnaziul Macoci și grădința în municipiul orașul Elovinica, 5 și liceul teoretic în Țipava. 5 licee, un gimnaziu și o grădință. Care au început, s-a început propriu zis cu numirea specialiștilor responsabili pentru educație inclusivă, crearea comisiilor multidisciplinare, amenajarea unei sări pentru acei copii care s-au întors din instituțiile rezidențiale din Republica în aceste instituții. De altfel, în informația care în 2010 noi am avut în școala internat 148 copii. La 3 septembrie
ceilalți copii care din alte raioane, comisia de cadru direcției de învățământ și împreună cu școala specialiști și școlii internați și colaboratorii asociației Unu Moldova, s-au lucrat cu familiile tuturor acestor copii și copiii au fost integrați în materiile biologice în raioane pe care au venit aici la noi. De altfel, și copiii noștri din raioane au venit să duci la școli rezidențiale din Capcom, din Arhei, din Preugeni, din Proghe, și la fel ne-am adus la noi în raioane în toate aceste instituții rezidențiale, s-au întors 57 de copii care au integrat în familiile biologice, la un singur copil îi se acordă asistență parentală. Ei sunt în instituțiile repartizate, instituțiile noastre. De ce mai am avut aceste instituții să nu apară probleme? De ce cam în aceste 7 instituții ați numit ca noi ca instituții pe loc? Pentru că în aceste instituții, în aceste localități, s-au întors copii din alte instituții rezidențiale, adică copii cu dezabilități. Dar noi și fără acești copii, în urmă evoluării de către Comisia Serviciului Regional de Asistență Psihopedagogică, au fost evaluați mulți copii și avem în jurul la 397 copii cu cerințe educaționale speciale. Da, domnul consilier. Din partea socială, e necesar, da. Nu e necesar, e necesar, cât mai are momente. Da, eu vin în fața cu părerea proprie, vreau să spun că majoritatea specialiștilor din cadrul direcției de învățământ, acum și la nivel de Republică, au acceptat chestia asta. Din câteva argumente. Dar să nu uităm nimeni de o societate deschisă, noi, Republica Moldova, de timpul vorbim, trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, în cadrul țărilor civilizate, dar o parte din copiii noștri erau izolați. Pe bună dreptate, ei erau izolați. Din acești copii cu dezabilități, erau și copii cu dezabilități fizice, dar în alt copii erau sănătoși. Și atunci se pune întrebarea, dacă eu mă aflu în anturaj la 10 copii care sunt cu dezabilități, ce pot eu la bun învăța mai bun, că știu eu la moment, la niște colegii mei care sunt tot la nivelul ăsta. De ce am copilul ăsta de trebuie să-și vadă mama, să-și vadă tata, să-și vadă surioarele în fiecare sală? Și vreau să vă spun și din punct de vedere financiar, să știu. Se cheltuiau sume enorme de sume financiare enorme pentru întreținerea acestor instituții rezidențiale și salarizarea cadrului profesoral și nu prea ieșeau copiii după urma școlilor rezidențiale pregătiți așa cum dorim noi, cum se era legislat. Acum eu cred că mai bine să sunt copilul când el este, să zicem, dacă el mai vede copii și la spara integrată de la Tocus, vineți de la școala internat, noi regulat ne întâlnim cu acești copii, ne ducem în familie, cândva, ei se sunt mult mai bine. Desigur, societatea cum este pregătită la ora actuală ca să accepte acești copii, dar primii pași am făcut și eu cred că noi suntem înțelegi cu ei. Dacă eu
rezist să mă lezi mai tare până la 20 de minute, eu mă 20 de minute trebuie să fiu. Adică ei s-au făcut cu un plan personal individualizat. Avem de acum practic, noi suntem primul raion care am trecut în clasa mamă 6 sau 7 elevi la liceu teoretic din rezii, care o susțin în examene după curicula planului educațional individualizat și a primit un document exact ca cel care primește un elev complet sănătos, cu o simplă, nici nu se observă. Unde este scris seria certificatului din nouă clasă, pur și simplu, cu paranteză, este scris PI. Adică să știi că o studia după un plan educațional individualizat, simplificat. Planul acesta se face pentru fiecare copil în parte. Din cei 7 copii, poate fi 7 planuri educaționale individualizate diferite, dar poate fi, dacă nu vrei tot în mutare jos, poate fi același. Ei sunt organizați cu clasa, păstrarea profesională, organizați diferite activități, unde ei implică și când își iau în profesionă, de ce vă lucru. Eu am rămas chiar într-un fel că am văzut atitudinea copiilor când am luat pe operașul ăsta cu dezavântări să rămâne, îl lua de cruță și am băgat, aduceam cel cu rog ca să fie pe un cruță și cât în bucurie din fața lui, reîntrat la sentimente că este o fi minus. Domnul Dumnezeu, vă mulțumesc frumos pentru o raport. Dacă mai sunt întrebări, vă rog, frumos. Yeah.
disciplinare, toți profesorii, învățătorii, cadrele de conducere din toate instituțiile de învățământ din raionul Iubeni au beneficiat de seminarele pe care au beneficiat, în primul rând, cele 7 instituții de pilot. Educația inclusivă, în afară, este cele 7 instituții de pilot să le implementează acum integral în toate instituțiile de învățământ din raionul Iubeni. Vreau să vă spun că centrul a creat acele intelecente de resurse, am întrebut în minimal și 200 de mii de euro investiți pentru crearea acestor centri de resurse la Ialoveni, liceul Copiat și Tăpăcucă, la Rezen și la Spara, dar cu aportul asociațiilor de deschisuri am mai deschis două centri de resurse la gimnaziu, în cei și pe care le scurs din Dumnezeu. Avem cei care funcționează acum, anul acesta, cu sprijinul financiar din partea asociației români și susținerea care vreau să spun că am fost, în toată această perioadă, am fost susținut administrația.